Salut! Ce faci? Fac plastilină. Noi acum și ne pregătim de filmare pentru canalul Mele Caramele. Facem un filmuleț cu Melissa, fiicea noastră. Și trebuie să facem 5 bucăți de plastilină de diferite culori. Portocaliu, roșu, galben, albastru și verde. Colorantul? Da. Facem cea mai simplă rețetă de plastilină. Oraș aproape gata, da? Da. Ia să văd ea. Mai trebuie puțin făină, cam slipește puțin. Da, este. Da. Este un pic. Așa. Rețeta e foarte simplă. Uh-huh. Hai spune-o. Eu am luat mai întâi făină, am pus aici, în taz, nu știu cum se spune în limba română. Tu cum pleci lucrurile de ticule? Mai pe scurt, pentru rețetă trebuie făină, apă și colorant. A, da. Așa. Tu vrei să spui de procesă. Da. Pui făină, pui colorant, pui apă, amesteci, mai trebuie făină, mai adaugi, până se, nu se lipește de mănuțe. Și vrei mai colorant, mai mult colorant, vrei mai puțin colorant, mai puțin colorant. Și așa adaugi făină până nu se mai lipește de mănuțe. Da. Cea mai simplă rețetă de plastilină. Dar ca să păstreze, trebuie decât să o ținem în cerva emetic închis. Poți mai adăugăm și sare și oțet ca să păstreze culoarea, am înțeles oțetul, sarea ca să nu se întărească repede. Dar noi facem simplu, deoarece nu o să o păstrăm prea mult timp. Da, așa îmi place cum se primește și după mi-am venit poftă de plăcinte colorate. Plăcinte cu dovleac, orașul să le amintește. Parcă da. Da, noi am pus și puțin ulei ca să fie puțin mai moale și nu prea să lipească de mânuțe, da? Da. Puțin, dar nu-i neapărat. Așa. De grabă trebuie. Eu arăt ce fac eu aici, paralel. Ia uitați-vă ce frumusețe aici este. Aceasta e Melissa. V-am arăt niște poze. Eu pregătesc, aleg niște poze ca să schimbă logo-ul Melissei, a Jasminei. Și la Melissa să schimbăm, planificăm să schimbăm și căciula. Deoarece căciula canalului, deoarece ea care crescut de acum, acolo e micuță. Ia uitați-vă așa poza mâncă, îmi place foarte mult, nu știu ca ți-o aleg pentru logo. Așa poza este și așa și așa, asta îmi place foarte mult și așa este. Așa pentru Jasmina, asta să fie la logo-ul Jasminei. Și aceasta o să o punem pe Instagram, probabil. Mi-mi place asta, tăticule, mult îi place asta, că zâmbește. Dar mă mai gândesc. Iar la Melissa, pentru logo, cred că o să o folosesc pe aceasta. Sau pe aceasta, nu știu, vedem. Și aceasta e frumoasă, tare îmi plac. Așa că eu lucrez acum. Apropo, am schimbat căciula canalului nostru. Așa, am făcut-o mai simplă și am făcut logo-ul cu family, cu noi toți patru și aici așa simplu. Nu știu, mie îmi place. Simplu și drăguț. Acum, știți, este în trend acum lucrurile simple. Nu te complicăm toate lucrurile, facem cât mai simplu. Simplu și drăguț. Culori să fie așa, măi. Două culori să fie simplu. Așa că arată uitați-o din departare, arată foarte bine canalul, da? Da. Arată foarte bine, mie îmi place, de exemplu. Da? Așa că tăticul nostru încă lucrează la plastilină. Acum da. Ajut și eu și după aceea vă arată toate culorile care noi au ieșit, toate bucățile de plastilină. Când tăticul face plastilină, eu am decis să vă arăt ce se întâmplă noi afară. Astăzi 23 martie și eu cred că de data aceasta baba Odoche precisă și scutură covoarele, cojoacele, da? Ninge afară și covoarele și cojoacele tot și scutură. Ia, vedeți, ninge, ce fain e. Zăpadă, aici pe sticlă gheață, de sus a curs la noi gheațuși. Wow, ce surțuri! Eu abia acum am avut ce surțuri de afară sunt. Și ninge, ce frumos. Uitați-vă, îmi place foarte mult. Ce Melissa vine! Repede înapoi în casă, că e frig! Aici rece! Ce s-a întâmplat? Spune-mă, mică!
pot am înțeles. Hai mergem, hai mergem, în cască e rece. Ce s-a întâmplat? Hai să văd. Stai să închid ușa. Loc. Unde ești, Melissa? Stai să văd. Unde ești? Aici stau softbox-ul, nu am făcut pozele care le-am arătat. Și Melissa, stai să prind lumina, să le vedeți mai bine. Da, Melissa a stat acolo și mamica a făcut poze, așa-i? Și Jasmina, și Jasmina, corect, exact. Și Melissa, da. Mamica, tu pe mine m-ai chemat, de ce m-ai chemat? Da, softbox-ul, lumină, lumină, ce puternică lumină, așa-i? Mamica, tu pe mine m-ai chemat, de ce m-ai chemat? Nu, da, arată ce m-ai chemat. Melissa, mi-arăți? Ui, ui, nu doar ochișoare. De ce m-ai chemat pe mine, Nodaie? Ai venit la mine la balcon ca să-mi spui ceva, ce? Salut! Salut, îți spui? Melissa, ai uitat ce vreau să-mi spui? Miele! Ai uitat? Vrei în brațe? Da. Ce bunică, ce bunică! Ce bunică, ce bunică, mami! Hai spune mica poezie sau cântec, spui? Păiuțe, păiuțe, la zice că... Cecealiții pățec, ucușii papacec. Bravo, bravo! Salut, prințesa, ce faci tu? Ține-ne mate! Ai văzut afară ce frumos ninge! Da. Da, probabil că acesta e ultima zăpadă de această iarnă. Tu știi? Vrei să vezi zăpadă, mămică? Da. Mergem la balcon? Da. Arrivi la balcon să vedeți zăpadă, numai că puțin că acolo e fric. Pune pauză, hai. Hai, tăticu. Este prima culoare, da? Da, dacă se pare că e moale, să mai adaugi. Fai, Melissa, ce e aceasta? Cum nu știi? Cu ce înseamnă? Plastie? Plastilină. Plastilină. Să facem filmuleț acuși, bine? Așa, să facem un filmuleț, dar cu surprize. Cred că o să punem ceva, scunem ceva în plastilină. Ceva bun. Ceva gustos. Wow, vine de aici. Hai să vedem afară încă o dată. Jasmina! Da, am văzut. Ai văzut afară ce frumos ninge. Wow, ce frumos! Această gheață până la sus, sus, sus! Da, țurțurii, țurțurii au, da? Ce wow. Sunt? Sunt afară, nu putem lua. Wow, foarte frumos, ninge. Hai, mergem în casă, înapoi, repede, că e fric. Plastilină? Seamnă plastilină? O, da! Îți place? Vă place? Da. Le place, uite, la început. Yeah. Și tu vrei, îți place, mămică? Da, roșu. Tu faci acum roșu? Da. Ce poți acum roșu să faci? Mm-hmm. Super. Super, ți-a plăcut să faci tu? Îți place da. Să faci? Da, la urmă să o modelezi. Dar când se lipește tot, nu e chiar bun. A, ți-ți place finalul, știi? Rezultatul, rezultatul ce-ți primești da, ce e fain. Da, da. Ia uitați, tarfete. Mie, îți place ție? Da. Da, principal că lor le place. Pentru voi facem, pentru voi. Da, păi nu e plastilină, nu e slime, e plastilină. Da. Gogoșelele, vă place? Da. Mi-l s-a început să se joace de acum cu ea. Știi tot. Știi tot? O, ce mare bucată! O să fie 5 culori, da, tatico? Da. O să facem 5 culori așa, 5 bucăți. Roșu! Tu vrei roșu? Acum când a sfiecat, tatico, să dea roșu, bine? Melissa, ia uite, îți plac pozele tale, mămic, ia uite-te, pozele tale, îți plac de aici? Da. Aceste poze îți plac? Ia, îți place poza aceasta, ia uite, mămică, îți place poza aceasta? Da. Da, ia uite mai departe, da, aceasta îți place? Da. Da? Și asta? Dar care cea mai tare îți place? Care? Asta îți place? Meli, dar aceasta îți place? Foarte frumos! Așa îmi place cum este să gândurată, concentrată. A, ce gândurată? Auzi, mămică, ce frumos! Modelul nostru, fotomodelul. Și Jasmina foarte frumos aici, aici. Aici tot foarte frumos.
Mă place păpușelile pe plastilină concentrată. Nu mai trebuiește nimic. Meli caramele, crleonțata noastră. Dă părul din ochișori. Așa. Adică până o să fie gata următoarele culori și asta o să fie folosită bine. O să dureze și o să fie folosită această oranj, dar mă mult și bine. Ia uite ce entuziasm. Cât de mult le place la copii plastelina. Așa că faci și voi, rețetă foarte simplă. Numai că dacă vreți să păstrați mai mult timp, trebuie neapărat să o închideți într-o cutioară ceva, ca să nu intre aerul, să fie ermetic închisă. Și nu trebuie tare mare să ne complicăm. Făină, apă. Și dacă vrei să mai dai și nuanță, pui și colorant alimentar. Da. Dacă n-ai colorant alimentar, poți să pui că și marker, ceva din marker, ceva guaș. Da, apropo, guaș, acorelă, poate pus colorat. La urmă, mi se poate lăsat și așa, fără. Pentru ceva micuți care pun în guriță, apoi nicio problemă. Că e un aluat. Aluată să fie, da? Aluat. E un aluat. În limba rusă așa se răsună. Cum, în limba rusă răsună, așa se răsună. Tiestă. Tiesta de lepke, da. A luat pentru modelare. De? Ce se numește? Ia să văd. Tăticu, eu pun în mâmbul cu camera, tăticu, văd că așa de acum... Prima a fost mai lung, pentru că nu prea știa, dar la mai departe și mătoare ce pare de să-i formeze. Da, da, da. Oi, frumos formește, are de comănuțe. E mai albă pentru că e făină, dar pe urmă după ce o mă... Da, ea nu, așa desfă-o, ca o întinde-o puțin. A, ia să uite culoarea. Fain. Fain. Încă nu e gata, așteaptă, încă nu e gata, Melissa, încă nu, nu e gata. Încă nu e gata. Să-ți fie gata să-ți dea tăticu, bine? Melissica, arată-mă mică plastilina care a făcut-o noi. Hai. Aceasta e plastilina. Facem acum și filmuleț, pregătim. Avem 5 culori de plastilină. Amică, ce culoare e aceasta? Oranj. Oranj sau portocaliu, uitați-vă. Aceasta este? Blue. Ce faci? Blue, verde, roșu și galben. Acesta verde ești mai micuț. Dar sunt foarte, foarte fain. Ia uitați. Pregătit păhăruțele, acum și inventăm ceva. Avem o idee. Să facem ceva interesant. Melissa te ajută? Nu, Melissa o să meargă în cameră, deoarece o să fie surpriză, bine? Noi de obicei ne străbim ca să fie surpriză, pentru ca ea să fie interesant când o să facem videoclipul. Așa că așa arată plastilina foarte simplă. Făină, apă și colorant. Și o picătură de ulei mai pus. Așa arată foarte bine. Ce, Melissa, mergem la filmare? Hai, du-te și pregătește-te! Du-te și pregătește, aranjează-te să fii frumoasă, bine? Noi până ce cu tătic o să pregătim aici toate sovosurile, masa și o să pregătim și plastilina. Acolo în păhăruțe noi vreți să mai punem ceva? Câte surprize, dulce, dulce, dulce pentru prințese! Gata, 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 nu fă ce găurile! Gata, fetele merg în cameră, hai! Fiam, ce sunt conțele animate? Noi să vă chemăm, adică pe șaspina, primiri să o să chemăm! Bravo! Și tăticule. Ești pregătit să începem? Da? Hai să chidiu-să ca să nu vadă ea. Da, noi de ce așa facem ca să le fie lor interesant. Pentru că dacă să vadă tot cum se face, nu o să fie, mai ales lumeliții, nu o să fie interesant, o să plictisească-să. Așa să fie o surpriză. Plastilina, păhăruțele. Eu mă gândesc să le folosim, să punem acolo dulciurile. Tăticule, eu mă gândesc să punem dulciurile acolo și deasupra să facem, sau să facem ca formă de înghețată. Sau să le facem în formă de fructe. Și o să învățăm și fructele, și culorile. Eu pot să fac în formă de înghețat ce, ca la așa, cornet. Tot e o idee foarte bună. Acum și ne gândim și vă arătăm la sfârșit ce am decis noi. Totul pregătit pentru o filmare. Totuși am rămas noi să facem ciupercuțe. Ciupercuțe pe păhăruțe, diferite culori. Acolo o să fie surprize. Melissa o să deschidă, o să spună culorile și apoi din această plastilină o să confecționăm ceva. Actrița e gata? Nu ne facem bunge nimic. Acum și ne pregătim și începem filmulețul, bine? Da.
Eu închid sunetul. Da. Și atunci pe stativă stă camera, eu în spate, tăticul acolo și noi începem filmarea. Da, Melissa, ești pregătită de tot? Da. Noi, în sfârșit, am terminat videoclipul cu Melissa. Așa, ea este neprevăzută. Da, ea este neprevăzută, nu știe ce o să fac, cum o să fac, așa că trebuie să se provizăm în moment. Și plastilina tipul nostru pune în cutioare. Da. Pusă în cutioare ca să nu se usuce. Aici sunt trei culori. Așa le-a făcut cu niște tortișoare. Eu, noi sperăm că ele nu s-au lipi una de alta, dacă ceva, nu, problemă, se dezlipesc. Da. Ca să se păstreze, să nu se usuce. Și asta pe azi. Mergem acum, probabil, să ne odihnim puțin. Vedem dacă mai reușim, mai facem un videoclip, avem în plan, dar nu știu, mai vedem, că de acum suntem obosiți. Melissa? Jasmina? Duceți-vă în postări? Iar noi aici încheiem vlogul nostru de astăzi. Vouă, dacă v-a plăcut, susțineți-ne pe noi cu multe like-uri. Abonați-vă la canalul Cool Family. Și eu vă doresc o zi frumoasă. Pe curând, pa!